Casele proiectate astfel încât să aibă un consum de energie aproape de zero sunt tot mai căutate în țara noastră. Asta și pentru că, potrivit Comisiei Europene, începând din 2030, toate clădirile noi și cele care sunt renovate trebuie să aibă zero emisii de carbon. Costul unei case cu performanță energetică ridicată este mai mare, dar economiile apar pe parcurs la facturi. Și pentru clădirile publice și blocurile de locuințe sunt proiecte de reabilitare termică cu bani permis de la Uniunea Europeană. O casă pasivă trebuie să fie prietenoasă cu mediul și să aibă costuri mici de întreținere. Pentru a construi o astfel de locuință este nevoie de izolația termică a fațadelor, acoperișului și fundației, ferestrele să fie cât mai mari pentru lumină naturală, să aibă un sistem inteligent de ventilație, dar și sisteme de încălzire moderne, cum ar fi panourile fotovoltaice. Într-o astfel de casă fac cursuri de laborator studenții de la Facultatea de Electronică. Astfel de construcții stârnesc interes tot mai mare în rândul românilor. Costurile pentru o casă inteligentă pot fi și cu 20, chiar 30% mai mari față de una clasică. Pe lângă cei care vor să își renoveze sau să își construiască singură locuință, România are alocate prin Planul Național de Redresare și Reziliență peste 2 miliarde de euro pentru reabilitarea termică a clădirilor. Această sumă trebuie cheltuită până în anul 2027, dar specialiștii spun că țara noastră nu va reuși să atragă în totalitate aceste fonduri. Din 2021, România trebuie să respecte când sunt construite clădiri cu consum de energie aproape de zero, iar din 2030 construcția clădirilor va trebui să respecte un nou concept, zero emisii de carbon. Este pragul la care tinde Europa pentru a reduce consumul de energie, relatează știrile ProTV.ro.